supărare mare dis de dimineață. Mamele au avut parte de o farsă neplăcută. Dată de hârtie igienică și atente să nu calce în capcanele cu ouă și făină, viitoarele soacre și-au luat revanșa cum au știut mai bine. De râsul copiilor. Da, chiar că am ajuns de râsul lor. Asta e, chiar că am ajuns de râsul lor. Chiar că de râs am ajuns, Doamne, nu mai fac nicio... o lumă cu ele. Așa ne trebuie. Am zis că trebuie să glumiți cu ele. Am zis că să... pleacă din mână și le ția mâna toate, înțeleg? Stai mă puțin, am zis că să fim puțin mai așa, știi? Dar de unde? Că se cam întrece cu glumele astea. Unde e aia lui Elena? Mamă, dacă a fost ea, chiar o taie cu mine. Orice, dar nu trebuie să scrieți. Vede o țară întreagă, așa. Ați văzut că se vede orice. Orice se vede. Și glumea trebuie să știi cum. El i-o fi zis că dă bine pe sticlă chestia asta, știi? Păi da, corect. Ar trebui să ne supărăm după ele, să le ținem. Nu, e una chiar m-am cam asta puțin. Bravo, staful! Toată lumea trebuie să scoate. Deșteptarea. S-au supărat? S-au supărat? Noi nu ne-am supărat? Ce impresie au despre noi când e scris acolo ceva frumos? Mie prea puțin îmi pasă că n-am noră. Poate să scrie orice despre mine. E mai rău de astea două care au nurori. Când e să le dea concursuri... Că nu le dă, nu le dă. Când le dă, să dau deoparte. Așa și noi putem să iasă discuția acum, să ne supărăm că a scris pe ele. Și o ținem așa la gata dacă e vorba două săptămâni. Să știu, de ce ne-am pus să stea? Nu, eu vreau să vină și băieții, să vadă și băieții ce au scris. Dar ce-i de-a tu ai să ștergi acolo? Nu, șterg. Am adunat făină, dar ți-am zis, am pus-o la ușă la ele. Până acum întrebau fetele, ai mașina, ai casa, ai pan, ai... Acum întreabă, ai mamă? Orice cum făcea, dar nu vrea scrie. Asta le-a trecut până cap. Ce demonstrează scrisul? Că suntem periculoase. Acum trebuie să le demonstrăm că de periculoase suntem. Nu știu, chiar nu știu cine a scris, dar bănuiesc. Când o ieși afară de aici, o să-mi zic că lumea a fost pericol de moarte. Acum la mine, hai să-mi facem o farsă și să zic că nu mă duc tu, că doarme toată lumea. Cine e Ionela? Ce, Ionela, n-ai somn noaptea? Ba da, dar de ce? Da, de ce, săraca? Ce nevinovată ești? Pentru chestia asta ne poate scoțează. Ce motiv să am? Care scrie așa frumos? Păi ce mă întrebați pe mine? De nu vă rupi voi picioarele să intrați voi acolo în dormitor. Pe pâinea noastră. Fac mamele la... Ei, și trebuie să purtați la comun. Pe mamele. Da. Ca să dea vina pe mine. Am zis că nu fac așa o glumă, dar nu te ieși, că nu fac o glumă. Elena, dacă făcea, făcea mai cu haz, sincer. Cu niciun haz. Nu, nu, chiar n-a avut haz deloc. N-a avut haz deloc. M-a deranjat, dar așa vreau. Urât cu pericol. Urât. Păi... S-a scris? Nu, frumos. Eu știu că nu faci. Dacă în caz de tu ai făcut trebuie să recunoști, nu te o. Că după aia e mai rău să le iei prin surprindere, așa, știi? Păi nu, că am vorbit, doamna Maria, așa, că n-a făcut. N-a făcut, nu? Bine. Doamna Nișoara a zis, te ieri numai să spui adevărul. Ai zis că nu. Și păi am zis așa... că nu. Nu am făcut eu. Ce nu înțelegeți? Nu ai făcut tu ce? N-ai scris tu. Dar nu am făcut eu nimic.